Vă prezint cartea bibliografică intitulată Coco Chanel, scrisă de Edmond Charles Roux, dedicată lui G.D. Citez. Și apoi nu există om fără tragedie, nu există decât ceea ce credem despre asta. Totul e costumație. Totul pare făcut așa cum vedem pe stradă, indiferent, trecând prin pasajul aparenței. Totul miroase a regulă și își păstrează secretul. Închei citatul. Prolog. Există în sudul Franței un ținut care nu a fost niciodată cucerit și cercetat doar întreagăt. Nu e nicio îndoială că Hannibal însuși, în fruntea elefanților și a cartagineților lui, a optat mai degrabă pentru un ocol decât pentru atacarea directă a ținutului din munții Cevene, acea barieră granitică, propită de-a curmezișul drumului său ca o pisică înfuriată. A venit apoi vremea cezarilor. Oamenii s-au lăsat romanizați, dar de departe. Și s-a manifestat de asemenea, în ciuda slabelor resurse locale, un incontestabil geniu al negoțului. Astfel, brânza gabalilor a făcut deliciul meselor romane. Asta merită să fie reținut. Partea cea mai bună a temperamentului celor din Sevene stă aici, în această putere de a-și închide inima în fața greutăților, a sărăciei. Când Imperiul s-a dezmembrat, lumea a asistat la jefuirea Romei de către barbari. Dar aceiași barbari au venit să bată la poarta de la poalele munților Sevene fără să-i invadeze. Parcă războinicii se temeau instinctiv de o regiune despre care simțeau că e mai deschisă ideilor decât oamenilor. Iar 2 secole mai târziu, tot la umbra compactă a codrilor, tot la adăpostul grotelor, muntenii din Gévaudan, păstorii din Villefort tot mai dominau și încă de foarte sus, văile înguste prin care se strecura umbra crudă a călăreților islamului, arabii, și ei au renunțat. Astfel, nimic, nici sarazinii, nici englezii prințului negru, nici ciuma, nimic nu a tulburat de-a lungul veacului aceste singurătăți în afara câtorva jefuitori și lupi. Aceasta e zestrea unei regiuni atât de izolate de lume, încât s-au perpetuat aici până în zilele noastre trăsăturile fizice ale primilor ei ocupanți. Acestea sunt originile enigmei fundamentale pe care o ridică un anume tip feminin, o anume frumusețe. Letelor întunecate ale triburilor venite din Asia Mică, părului aspru și negru al gabalelor le datorează țărăncile din Sevene, aerul lor de prezicătoare. Ca și ținutei mândre a capului pe care o au unele dintre femeile de acolo. La fel și mersului lor, în care par să nu atingă pământul. A trebuit să apară protestantismul în Franța și să se declanșeze războaiele religioase pentru ca acele pământuri pierdute să fie răscolite până în miezul lor. Oamenii își făceau în legătură cu creștinismul o idee care nu era niciodată acea a papei. Oamenii aspirau la puritate, la perfecțiunea vârstelor de la începuturi. Perfecțiunea. Pentru asta merită să mor, nu-i așa? Perfecțiunea cu orice preț. Atunci s-a văzut câtă rigoare ascundea sufletul omului din Sevene, dar și câtă violență. Catari, hughenoți, camisarzi, fugind de prigoana papei sau a regilor, și-au aflat loc de refugiu în bezna verde a acestor codri. Cu toții declarați eretici, cu toții amenințați cu exterminarea, dar cu toții culeși de pe drumuri, ascunși, apărați în cursul luptelor fratricide și atât de criminale încât se numără printre cele mai sângeroase din istorie. Rasa cea intransigentă s-a perpetuat. Cei din Sevene au continuat să trăiască mereu ai doma lor înșiși. De aceea se cuvine să vedem în teatrul isprăvilor lor ceva mai mult decât un simplu accident de teren. Fiecare piatră din acest zid spart, deformat la nesfârșit, fiecare ungher, fiecare viroagă, a fost un refugiu, un adăpost sau un mormânt. În centru erau izvoarele, un centru granitic, ale cărui șisturi străluceau și încă mai strălucesc ca niște sori negri. Aici a naștere un vânt de nebunie care duce frigul zăpezilor până pe străzile din Arle, smulge țiglele acoperișurilor, toarnă cobalt în albastru cerului, culcă grânele coapte și face din chiparoșii noștri regali din Crou niște torțe despletite, așa cum îi picta Van Gogh. Aici este leagănul Mistralului.
Tot aici, în strălucirea uluitoare a unui peisaj mineral, a luat naștere o familie de țărani aspri, o familie imperios dominată de gustul zemilsirii, familia Chanel. Provenită ca și membrii familiei ei, din această fortăreață a spiritului țărănesc, asemuindu-li se prin toate trăsăturile, astfel încât a-i descrie înseamnă a o descrie pe ea, având același tip fizic, aceeași vigoare, aceeași obsesie a perfecțiunii, aceeași voluptate de a produce, adică de a-și supraviețui, aceeași duritate, aceeași vorbire autoritară, aceeași intransigență, aceeași violență și aceeași pasiune, la fel ca ei, de supusă, prin profesiune, ordini inflexibile a anotimpurilor și făcând ai doma lor să depindă totul de munca ei, o descendentă din tribul profilic, Gabrielle Chanel, a fost făcută celebră de mii de femei. Ele au recunoscut în această fiică a ținutului Cozé un talent extraordinar, acela al înfrumusețării. Ele, metrese exigente, amante neliniștite, miliardare sau simple burgheze în căutarea unei armonii, vestimentare, au fost cele care i-au cerut acestei femei lipsite de bani să facă din eleganță și lux unica ei căutare în viață. Ele au fost cele care au silit-o să intre în domeniul modei. Gabrielle Chanel a ezitat mai mult decât se spune, abia la capătul unei lungi evoluții și doar după ce a înțeles că nu dispunea de un alt mijloc de a se elibera pe sine, s-a lăsat convinsă. Ce a fost meseria ei? Un instrument de evadare. S-a făcut stăpână pe el și a intrat în noua ei viață cu capul plecat, ca într-un vârtej, ca într-un torent din munții Sevene. Nu a existat nicio interferență culturală sau savantă, nici o reminiscență istorică în stilul pe care l-a creat. A fost o inventatoare. Formele care îi se datorează nu erau nimic altceva decât ceea ce erau, fără ochiade și fără aluzii. Asta ținea de refuzul oricărei supremații, care să nu asculte de factorul cotidian al oricărui fir conducător, care să nu o lege de vechea moștenire țărănească. Acest refuz avea un nume și anume bunul simț. Atunci când, simțind necesitatea de a se referi la un element deja existent, ea se întorcea spre un detaliu al unei mode vechi, se îndepărta din instinct de drumurile nobile pentru a nu se adresa decât propriului trecut. De aceea, nu și-a asumat decât acele elemente considerate până atunci ca fiind prea modeste pentru a fi utilizate, și anume haine de casă, pentru muncă, pentru mișcare. Gestul ei creator era un gest subversiv, refuza presiunea ceremonialului. Suflul natural care o anima și care a dat valoare unei mode printre ale cărei paradoxuri se număra acela de a alia funcționalitatea cea mai evidentă cu rafinamentul extrem, nu a fost dintre cele mai mici, o modă pe care e cu neputință să o disociem de spectacolul timpului nostru. Viața lui Chanel abundă în contraste. Croitoreasă fiind, s-a ferit de frivolitate. Ca manager de firmă, a încălcat toate regulile jocului și nu a avut nicio jenă în a depăși limita autorizată. În calitate de creatoare de modele, nu și-a găsit satisfacția decât în a se lăsa plagiată. Totul se petrecea ca și cum această femeie, ale cărei găselnițe se transformau în aur și care număra printre fidelii ei miliardari veniți din America, din Orient sau din Asia, nu ar fi revendicat drept unica victorie decât pe aceea de a-și fi văzut perceptele reluate la nivelul străzii de către oamenii de rând. A acumulat o imensă avere în afara oricărei legături intime cu ceea ce ar fi trebuit în mod logic să fie mediul ei, marea industrie și ceea ce are legătură cu ea, banca, bursă, politicieni, oameni de finanțe, într-un cuvânt, puterea. Niciodată nu a fost auzită ridicând în slăv bogăția sau venerând banul. Nici cea mai măruntă jubilare. A avea însemnat pentru ea cu siguranță o plăcere, dar în care esențialul era măsurarea distanței care o separa de perioada care nu avea nimic. Deși a trăit o perioadă care a făcut din deplasare o obligație profesională de care depindea, în bună parte, strălucirea marilor întreprinderi i-a disprețuit regește pe cei care se sileau să facă așa-numitele călătorii de afaceri și a continuat să nu se deplaseze decât pentru plăcerile personale. A știut să recunoască talentul celor mai notabili artiști și a găsit printre ei singurele prietenii de care s-a simțit onorat. Cu toate astea, se răzvrătea atunci când erau confundate meseria ei și meseria lor
și detesta ca, în legătură cu persoana ei, să se folosească termenul de geniu. Se voia a fi un simplu artizan. Părea invincibilă, iar magia strălucirii ei, extraordinara ei seducție, au contribuit la succesul a ceea ce a întreprins. Dar în sânul acestei reușite, trăia ca o exilată, când dând greș în lucrul la care ținea cel mai mult, viața ei de femeie. Și totuși, putea fi cineva mai independent, mai eliberat decât ea? Acest destin singular dezminte tocmai tezele care fac din egalitatea sexelor condiția determinantă a fericirii feminine. Egală bărbaților în viața profesională, adesea superioară lor, Gabrielle Chanel a fost în confruntarea cu aspirațiile inimii cea mai dezarmată dintre femei. Lucrul cel mai dezastruos fiind faptul că, dacă îmbrăcămintea a fost în centrul întregii existențe, marea problemă a fost dragostea, un domeniu în care nu a cunoscut decât deziluzii. Formată, descoperită, inventată de bărbați, a muncit toată viața pentru femei, fără să le iubească îndeajuns pentru a uita de sine împodobindu-le. Fiecare persoană de sexul ei apărea acestei ființe pasionale sub trăsăturile unei potențiale rivale, astfel încât, până la ultima suflare, văzându-se nu așa cum era, ci așa cum fusese în anii ei de tinerețe, angajată cu totul în războiul dus pentru a plăcea, Chanel și-a dedicat în taină și eși artificiile ei cele mai provocatoare. Fiecare dintre colecțiile ei era cunoscută ca o reîntoarcere solitară, un lung voiaj nemărturisit în arcanele propriului trecut, acel trecut de care ea nu vorbea niciodată. Căci lucrul care, mai mult decât orice din viața ei, atrage atenția, nu e doar spectacolul reușitei, nici măcar popularitatea, nici imensa audiență de care s-a bucurat, ci enigma care a știut să fie în ochii tuturor celor care i-au stat alături, epuizanta trudă pe care și-a impus-o pentru a-și masca originea. Ceea ce ne prinde, acesta cel puțin este sensul lucrării de față, este arta cu care a știut să se facă o persoană de nepătruns. Și acest scop, odată atins, consecvența cu care s-a refugiat în această travestire ca în cea mai ermetică dintre închisori. A trăit posedată de legenda ei.